Bună! Sunt Mihai și vouă vă plac animăluțele din pădure? Da, și mie îmi plac! Și de aceea, preferatele mele sunt căprioarele și de aceea v-am pregătit o poveste cu o căprioară foarte micuță. Sper să vă placă! A fost odată, ca niciodată, într-un oraș nici prea mare, nici prea mic, o grădină zoologică. În ea trăiau multe animăluțe diferite, aduse din toată lumea. Iar printre ele se afla și o micuță căprioară. Fusese adusă acolo dintr-o pădure îndepărtată, pe când era doar un pui. Nu văzuse niciodată lumea mare și frumoasă din afara grădinii, dar auzise despre ea de la prietenii săi din celelalte cuști. Dar asta avea să se schimbe curând, căci într-o noapte senină a găsit poarta descuiată. A îndrăznit oare să-și părăsească cușca? Trebuie să se hotărască repede. Micuța căprioară a împins poarta încetișor și a ajuns deodată pe străzile orașului, nici prea mare, nici prea mic. Căsuțele erau întunecate, iar ferestrele închise. Oare oamenii trăiesc și ei în cuști? Se întrebă căprioara. După ce a străbătut tot orașul, a descoperit că dincolo de el se întindea o pădure deasă. A hoinărit toată noaptea, până când spre dimineață a văzut o casă din care coșul căreia ieșea fum și, fără să stea pe gânduri, a pornit spre ea. Pe cât ești de frumoasă, pe atât ești de naivă, se auzi un glas dintr-un copac. Era o mică pasăre. Acolo unde trăiesc oameni, găsești ce-i drept, mâncare și căldură și un loc moale unde să dormi. Dar găsești de asemenea arme, capcane, câini furioși și cuști. Hai mai bine cu mine, nu ești singur pe aici. Așa a ajuns micuța căprioară să cunoască căprioarele, celelalte căprioare din păduri și să locuiască împreună cu ele. Iarna din acel an a fost grea, totul era acoperit de zăpadă, iar mâncarea nu se găsea ușor. Ca să se încălzească, căprioarele dormeau înghesuite una lângă cealaltă. Dar când a venit în sfârșit primăvara, viața a fost cu adevărat ușoară, aproape lipsită de griji. Totuși, micuța căprioară, așa liberă și fericită cum era, nu a uitat de prietenii ei vechi de la zoo. Așa că, într-o altă noapte senină, a ajuns din nou pe străzile din orașel. Deci, tu vrei ca noi să te urmăm? Bine, dar semnează aici. Trebuie să garantezi 10 banane zilnic pentru fiecare maimuță, dar să fie 10. Plus vreme tropicală și copaci înalți cu crengi înfrunzite și elastice, le-au spus maimuțele. Ori așa, ori nu mergem nicăieri. A spus o maimuță, întocmind un contract pe o frunză uriașă de bananier. Eu vreau doar carne de calitate întâi, fragedă și suculentă, a spus un crocodil zâmbind. Apa în care not trebuie să fie călduță. Așa, să nu-i zeșezi lungul de pe mal. După cină, îmi place să mă relaxez la umbră. Bineînțeles că gheața trebuie să fie răcoroasă, groasă, transparentă și imaculată, albă ca un crin, să auzi vocea unui pinguin. Ce rimă? Micuța căprioară nu înțelegea nimic.
Frumusețe ca mine merită o grămadă de admiratori, anunță cu un gânfoară un păun. Un rege ca mine merită o mulțime de supuși, a declarat un leu. Să mă implore să le arăt coada, să tremure de frică atunci când îmi aud răgetul. Și cum rămâne cu arta? Cum vei promova talentul meu excepțional? Trebuie să ai anumite relații. Știi asta? Rosti un măgar. Cântăreț amator de operă. Iar bufniță bătrână a declarat indignată. O deșertăciune a tinereții. Nimeni nu ar trebui să fie mai important decât înțelepciune. Unde e respectul pentru penele cărunte? Unde e cinstirea trecutului nostru glorios? Și cum rămâne cu micuții mei? A șoptit atunci o iepuraică rotunjoară, arătând spre iepurașii care dormeau liniștiți. Cine va avea grijă de ei? Au nevoie de bune, profesori de muzică, școli bune, iar o gorilă uriașă și foarte îngrijită a spus: sunt sigură că nu ai uitat, piticuțo, că fac doar ce îmi spune mama mea să fac. Micuții căprioare nu-i venea să creadă ce tocmai auzise. Nu pricepi, spuse din întuneric o hienă cu ochii înflăcărați și zâmbet răutăcios. Am știut că te vei întoarce și vei încerca să-i convingi cu promisiuni false și speranțe înșelătoare. Că le vei promite luna de pe cer, culcușuri urmări, coași, ternuturi din satin, palate regale în loc de curți, toate acestea cu condiția să plece din grădina zoologică, să renunțe la mâncare, siguranță și confort. Să o crezi tu, o grămadă de minciuni. Dar eu, ca un cetățean onorabil al comunității noastre de animale, i-am avertizat din timp. Nimeni nu va fi păcălit de promisiunile tale goale. Jaca, lasă-ne în pace! Când hiena a terminat discursul, o liniște apăsătoare s-a lăsat peste întreaga grădină. Micuța căprioară a rămas fără cuvinte. Dar și pământul, a întrerupt un struț. Foarte important. Trebuie să fie moale, afânat. Numai de azi nu mai e ce a fost. E un loc tot mai periculos, a mai adăugat el, după care și-a ascuns capul în pământ. Și nu cumva să uiți că eu detest surprizele, s-a răstit o lamă. Vreau să știu exact ce să mă aștept în fiecare zi. Apoi un oftat adânc s-a auzit din întunerii culcuștii cămilei. Vai, nisip nesfârșit, spusea. Zile toride, nopți friguroase, bătăi. Zi de zi trebuie să cari în spate povări așa de grele că ți se îndoaie genunchii și ai impresia că ți se rupe spatele. Și când nu mai poți, sfârșești ca o șunculiță și slab pentru turiști. Măcar în cușca asta mizerabilă rămâi cu pielea pe tine. Nu contează câte uși se deschid, eu nu plec nicăieri. Nu plecau nicăieri, au rostit sub lumina lunii toate animalele din colțurile cel mai îndepărtate ale grădinii zoologice. Micuța căprioară era dezamăgită și atât de tristă. Se înțeleasă foarte greșit. Era pe cale să plece când auzi o voce ca un tunet. Nu pot să cred, sunteți niște bestii. Îți da toată mierea din lume și toți peștii din apele dulci și sărate. Nu mai să pot scăpa de aici, să îmbrățișez iar pui și să pup nasul soțului meu urs. Să ascult iar frunzele care foșnesc în vântul primăvrii sau să-mi scarpi în spatele de trunchiul unui castan uriaș, să mă scald în apele răcoroase ale unui lac, să stau pe iarbă cu burta la soare. Știu că iernile sunt uneori geroase, iar verile toride
și apă puțină. M-au auzit de multe ori și armele vânătorilor. Poate că într-o seară nu o să mai mă întorc la bărlog sau poate că într-o zi soțul meu o să dispară. Așa e viața, plină de bucurii, dar și de tristețe. Voi, încuiaților, rămâneți în cuștile voastre. Eu am plecat de aici. În timp ce traversau orașul nici prea mare, nici prea mic, micuța căprioară a auzit ursoaica murmăind. Se pare că și oamenii trăiesc în cuști. Ce ar fi dacă într-o noapte ne-am întoarce la ei cu o legătură de chei? Sper că v-a plăcut povestea și, oricum, îmi dă seama că are și o morală foarte importantă. Morala importantă este că prietenii la nevoie se cuvântă. Adică atunci când, de exemplu, ai o problemă, niște prieteni buni vin și te ajută, dar doar cei buni. Oricum, mie mi-a plăcut foarte mult partea aceasta de la final, când a spus că, na, și dacă nu ai prieteni, poți să te descurci și așa, dar cel mai important este să ai prieteni și o viață frumoasă. Sper că v-a plăcut și nu uitați să-mi scrieți pe comentarii. La revedere! Hei, v-a plăcut ce v-am citit astăzi? Dacă vreți să vedeți ce povești v-am pregătit, vă rog să vă abonați la canalul meu!